Continuăm emisiunea Vocile Iașului. În această a doua jumătate a emisiunii discutăm despre beatificarea unui episcop de Iași. Este vorba despre Anton Durcovici. Papa Francesc a recunoscut oficial martiriul acestui preot, episcop al diecezei romano-catolice de Iași, după o cercetare documentară care a durat 16 ani. Astfel, preasfințitul Anton Durcovici va fi înscris în rândul sfinților Bisericii Catolice, iar ceremonia beatificării va avea loc la Iași în luna mai, cel mai sigur de acum. Discutăm acest subiect împreună cu Cornel Cadar, consilier cultural al Episcopiei Romano-Catolice Iași. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bun găsit! Avem chiar un scurt material realizat în legătură cu acest subiect. Haideți să-l urmărim împreună și revenim la scurta noastră discuție. Anton Durcovici s-a născut în Austria în 1888 și s-a stabilit la Iași când avea 6 ani împreună cu mama sa. A devenit episcop al diecezei de Iași în 1947, când a fost numit de Papa Pius al XII-lea. În 1949 a fost arestat, iar 2 ani mai târziu a murit în închisoare în urma bătăilor și înfometării. Este un erou al poporului nostru, al bisericii noastre, un martir, unul care din iubire față de turma sa și-a dat viața la Sighetul Marmației și sigur că acest lucru reprezintă un adevărat gest de iubire supremă. Procesul de canonizare a început în 1997, iar documentele strânse au fost studiate de mai multe comisii teologice și istorice. S-au adunat mărturii, s-au adunat diferite documente, s-au făcut mai multe cercetări. Apoi, în anul 2010, a început faza romană. Aceste documente au fost duse la Roma în analiză. Congregația pentru Cauzele Sfinților a analizat îndelung aceste documente. Personal, pot spune că am avut bucuria de a-l întâlni în Ghereiești, în satul meu natal, unde am fost miruit. Miruit în regim de urgență, pentru că aveam doar 7 ani. Se știa că vor fi timpuri grele și episcopul umbla din parochie în parochie pentru a celebra sacramentul Sfântului Mir pentru copii. Eu l-am cunoscut și am asistat la slujbile lui când eram așa. Noi îl priveam ca pe un sfânt de atunci. Cred că va fi un eveniment foarte important după cel al beatificării din 1983 al prefericitului Ieremia Valahu, dar care a trăit la 1600. Aici este vorba de un episcop care a slujit în perioada dinainte și după al doilea război mondial. În material realizat de colegii de la Departamentul Știri, în luna noiembrie anului trecut, iată, ne apropiem de luna mai, când va avea loc efectiv acest proces de beatificare al lui Anton Durcovici. Discutăm, așa cum anunțam, cu Cornel Cadar, consilier cultural al Episcopiei Romano-Catolice Iași. Este un eveniment foarte important pentru Biserica Catolică, pentru comunitatea catolică și nu numai. Într-adevăr, pentru Biserica Catolică e, dacă vreți, o împlinire a așteptărilor credincioșilor. Ei se roagă de multă vreme pentru ca Anton Durcovici să fie ridicat la cinstea altarelor, iar pe 17 mai se va împlini acest dor al credincioșilor și se vor împlini rugăciunile, practic, dar nu numai pentru credincioșii catolici e un eveniment important. E pentru Iași, dacă vreți, din punct de vedere cultural, e un eveniment la care participă foarte multă lume. Vor fi în Iași, pe stadion, aproape 15.000 de oameni. Vor fi cardinali și preoți, precum și credincioși din mai multe țări, din Italia, Germania, Franța, Ungaria, Polonia. Un eveniment care onorează Iașul. E apoi pentru români un eveniment important, pentru că, iată, un fiu al lor este cinstit pentru că a știut ca în timpuri vitrege să stea vertical, nu a făcut compromisuri. Și e mare lucru să avem un moment în care să ne îndreptăm spre un om care nu a făcut compromisuri și care a promovat valorile. Deci pe 17 mai, practic, este ziua de naștere a lui Anton Durcovici. E ziua de naștere și, iată, chiar în ziua de naștere, exact, va fi beatificat
Este un, eveniment, așa cum ați și descris, sau va fi un eveniment cu adevărat remarcabil pentru Iași, care are loc pe stadionul din Iași. Haideți să intrăm puțin în biografia lui Anton Durcovici, care nu este, să spunem, atât de cunoscut pe cât ar trebui. Să începem cu începutul și să ajungem până la urmă și la evenimentele și tot ce a însemnat viața sa, care au dus la această decizie a Bisericii Catolice. Deci el s-a născut pe 17 mai 1888 într-o localitate din Austria care se cheamă Bad Deutsch-Altenburg. A mai avut un frate, i-a murit tatăl și a rămas orfan. Și în aceste condiții mama se întreba cum pot eu să-i cresc pe cei doi feciori. Și pentru că nu avea posibilități acolo, a emigrat în România pentru că în Iași avea o rudă cu o stare mai bună și a spus voi lucra la ruda respectivă și cu banii obținuți voi crește pe cei doi copii. Și așa s-au ajuns în Iași. De mic copil a ajuns la Iași. În jurul anului 1895 a ajuns la Iași și practic aici a făcut prima clasă. Era o școală a bisericii pe lângă biserica... Școala elementară a parohiei catolice. Exact, pe lângă biserica romano-catolică, nu mai este clădire acum. Și acolo a făcut, cum spuneam, prima clasă, apoi a trebuit să plece spre București pentru că s-a mutat ruda din Iași, s-a oprit în Ploiești, a continuat acolo o parte din școală și a ajuns la București și acolo a continuat școala stând la niște surori, la niște măicuțe care l-au remarcat ca fiind un copil liniștit, a ajuns să fie ministrant, adică unul care să ajute preotul la liturghie și preotul care venea era secretarul episcopului de la București, a pus ochii pe el și a zis cu siguranță ăsta calca preot. Și în felul acesta l-a recomandat episcopului, l-au primit în seminar, pentru că învăța foarte bine, a fost trimis la Roma ca să-și continue acolo studiile, a luat doctoratul acolo la Roma, două doctorate, și în cele din urmă a fost sfințit preot și s-a întors în țară. Toate aceste lucruri se întâmplă înainte de primul război mondial, adică vreau să subliniez acest lucru pentru context. Sigur, pentru a vedea unde ne situăm. Exact. În 1910 el a fost, în septembrie a fost sfințit preot, s-a întors în țară în 1911, a avut diverse misiuni, mai ales legate de educație. A condus diferite școli, licee de acolo din București, în cele din urmă a ajuns rectorul seminarului acelei instituții care pregătește pe viitorii preoți un studiu pe care preoții îl fac de 6 ani după liceu. El s-a ocupat de mai mult de educație. Sigur că a avut parte și de întâmplări mai puțin fericite, în sensul că în primul război mondial a fost luat, ridicat de către siguranță și dus la Galații, pentru că era pe atunci încă nu obținuse cetățenie română, era considerat străin. Atunci iar România era în război cu, era în război, să spunem, cu Imperiul Austro-Ungar, Germania, exact, și așa exact. Mai și în contextul ăsta a fost arestat la Galați acolo. Citim în biografia lui că la un moment dat a explodat o bombă și a fost salvat în mod miraculos. Au căzut toți și s-a ridicat cu hainele sfâșiate și așa a putut să meargă înainte. A fost eliberat în cele din urmă și a continuat această activitate, spunem noi, de educație. Practic, în dosarul de beatificare sunt mărturiile multora care au fost studenții lui și care mărturisesc ce au văzut la el și constant apare ca o linie că l-au văzut în rugăciune, că de acolo el își lua putere ca să meargă mai departe. Alții spun că l-au văzut într-un mod deosebit la liturghie transfigurat, trăia ceea ce celebra.
asta, să spunem, a creat impresie asupra celor care îi avea. Și nu doar asupra câtorva dintre maierele. Nu numai asupra câtorva, deci dosarul acesta de beatificare a însemnat o cercetare, o cercetare serioasă, o adunare a mărturiilor. Mărturiile s-au făcut sub jurământ că vor spune ceea ce au văzut și numai ceea ce au văzut și adevărul. Și ca atare nu avem niciun motiv să ne îndoim că n-au spus oamenii adevărul. Se ocupa și de, era preocupat de pastorație, dacă vreți, de oamenii care, știu eu, erau mai îndepărtați de Dumnezeu. Într-un mod deosebit l-au apreciat intelectualii. Făcea cursuri cu privire la tomism, un sistem din acesta legat de Toma de Aquino, unde era apreciat de foarte mulți intelectuali ai vremii, urmărit de toți, de studenții din timpul acela la București. Să spunem, a fost faza aceasta a bucureșteană. În perioada interbelică de acum. Exact, și a obținut între timp și cetățenia română. Murind episcopul Mihai Robu în timpul războiului, se punea problema alegerii unui nou episcop aici, pentru Iași. Și a fost propus el. Lucrurile s-au tărăgănat. 1947. Exact, s-au tărăgănat lucrurile până când guvernul a acceptat într-o oarecare formă și a fost de acord cumva, dar era mereu amânarea aceasta. Iarăși este bine să contextualizăm. În 1947, regimul comunist începuse deja să controleze ceea ce se întâmpla în România, cultele religioase și tot, viața intelectuală începuse să, exact. Deci, să controleze tot mai mult viața socială, partidele politice care încep să fie scoase în afara legii și așa mai departe, iar la sfârșitul 1947 este forțat să abdice inclusiv regele Mihai. Ei, pentru el, context am el amintit a fost aceste lucruri. Numit la 30 octombrie 1947 episcop. Însă se punea problema atunci, era jurământul în fața cui trebuie depus și guvernul Groza a spus că în momentul acela va putea să-și exercite misiunea de episcop și va putea să fie sfințit episcop când va depune jurământul. În contextul ăsta, așa cum ați amintit dumneavoastră, regele a fost alungat din țară și s-a tot amânat până la 5 aprilie, de-abia la 5 aprilie 1948 a fost sfințit în catedrala din București, apoi a venit la Iași și a început misiunea în catedrala din Iași la 14 aprilie 1948. Prigoana deja începuse. În februarie 1948, Gheorghe Gheorghiu Dej, într-o cuvântare a sa, a spus: singura piedică care ne-a mai rămas în calea instalării democrației populare este Biserica Catolică. Ca atare, tunurile au fost pe Biserica Catolică, au început cu greco-catolicii, i-au luat pe toți episcopii greco-catolici, pentru că nu s-au lepădat de credință și n-au vrut să treacă la ortodoxie, i-au închis pe toți. S-au întâmplat adevărate drame cu toate celelalte culte, să spunem. Și-au dat legea interzicerii greco-catolicilor. Exact. Și într-un asemenea context au început să aresteze preoții. Sub ochii lui Anton Durcovici, rând pe rând, arestau preoții lui. Avem o mărturie prin care un preot, Anton Trifaș, în Iași, a fost arestat, a fost judecat, i s-a găsit un motiv că a reținut, atunci când s-au naționalizat lucrurile, a reținut niște lucruri. Și Anton Durcovici a fost în tribunal ca să-l încurajeze pe acest preot, spre surprinderea tuturor. Lucruri de mare curaj în epocă. Exact. În contextul acesta în care preoții erau arestați, credincioșii erau arestați, el și el s-a aștepta să fie arestat. Mai mult decât atât, a început să pregătească pe oameni pentru momentul în care nu vor mai avea preoți. El se gândea, având cumva știind ce s-a întâmplat în țara vecină, în Rusia, cu preoții, se gândea că va rămâne Moldova fără preoți, credincioși și catolici nu vor mai avea preoți și s-a hotărât în felul acesta să facă vizitele pastorale, să viziteze comunitate cu comunitate, să încurajeze pe credincioși.
și să îi învețe, să le spună cum să procedeze în cazul în care nu vor avea preoți. Adică să facă exact ceea ce nu ar fi vrut regimul instalat atunci. A, și printre altele le-a zis, atenție, dacă nu veți avea preoți, va trebui să vă botezați singuri copiii. Și a învățat cum să procedeze, lucruri pe care ei de altfel le știau, dar le-a reamintit acestea. Va trebui să vă duceți credința mai departe, să vă rugați, în casă, în familie. Sună așa ca un fel de dezlegare, adică oamenii în vremuri de restriște și vremuri foarte dificile, cum au fost acestea post-belice sau după 1948, poate își pun întrebări. Poate unii se gândeau că așa ar trebui făcut, poate alții spuneau că ar fi păcat și atunci faptul că vine episcopul și îi îndrumă, sună altfel, sună încurajator. Sigur, era pentru ei o încurajare și peste tot pe unde mergea, efectiv, oamenii prindeau speranță și prindeau curaj ca să meargă înainte. Le-a dat dispoziție preoților ca să repete la fiecare slujbă, duminica, o parte din catehism. Un catehism pe care e învățătura creștină, cu întrebări și răspunsuri. Și repetau rugăciunile ca să le intre în minte și să le țină și apoi să le pună în practică aceste învățături. Deci a luat câteva măsuri și sigur că pe urmele lui era securitatea, erau oamenii securității care îl ascultau, notau tot ce spune, interpretau cuvintele lui. Iată, dacă în primul război mondial a fost arestat de siguranță sau serviciu, să spunem, secret, nu știu în ce măsură era secret de dinainte de acel de-al doilea război mondial și în timpul celui de-al doilea război mondial, dar înainte de instalarea regimului comunist, de această dată are probleme cu securitatea. Cu securitatea care dorea, guvernul în general, guvernul comunist, dorea o biserică catolică fără Sfântul Scaun, adică pe care să o supună. De aceea, catolicii au fost invitați după legea cultelor din august 1948 să scrie un statut. Le-a revenit misiunea de a scrie statutul episcopilor, printre care era și Anton Durcovici. Dar cum să scrii un statut și să nu amintești, asta e esența Bisericii Catolice, să nu amintești de Sfântul Scaun și de legătura cu Papa. Au prezentat un asemenea statut și atunci mai mult comuniștii s-au lămurit că nu sunt oameni de dialog pentru a instala mai mult regimul de democrație populară. Și tot felul de... au fost tracasați în tot felul episcopii în timpul acela. Numai cine n-a trăit perioada aceea. Unii dintre noi am prins puțină vreme a comunismului, când era deja și mai era relaxat. Altă perioadă, era altă perioadă. În 89 s-a făcut schimbarea, sperăm să nu mai revenim la ce a fost. Ei, într-un asemenea context a trăit episcopul Anton Durcovici, luând măsuri de a întări credința în poporul pe care îl avea și în preoții care mai rămăseseră. Este considerat de acum de securitate un dușman al regimului, o piedică în calea drumului către construirea socialismului și astfel se decid să... Spre sfârșitul lui 49 s-a mai luat o măsură că au redus episcopiile. Din cele 5 sau 6 episcopii romano-catolice au rămas doar 2. Și în acest context a rămas Iași-București și cei din Transilvania, care erau de limbă maghiară sau de limbă germană. Și în acest context a ajuns să conducă și Arhidieceza de București. Așa se face că în iunie 1949, după ce a făcut o serie de vizite canonice și acolo la București, la 26 iunie, în timp ce mergea într-o parohie vecină de București, Popejle Ordeni, a fost arestat de către securitate și apoi băgat în anchete. Și ceea ce impresionează, noi am intrat în posesia dosarelor securității, cum l-au urmărit și cum l-au anchetat. Ceea ce impresionează cel mai mult este tocmai faptul acesta că a rămas un om vertical, că în declarațiile pe care le-a dat, printre altele, a spus nu sunt de acord cu ceea ce faceți, nu sunt de acord cu faptul că a dispărut proprietatea privată, nu sunt de acord cu faptul că prigoniți biserica. Sunt cel puțin 18 declarații pe care le avem, ele sunt puse într-o carte care a apărut chiar cu titlul acesta luat dintr-o declarație. Nu sunt de acord. Apoi
de la Ministerul de Interne a fost dus în 4 mai 1950 la Jilava. Doar o scurtă paranteză, în epocă doar dacă spunea cineva nu sunt de acord de era suficient să fie arestat. Evident, evident. De altfel, el se aștepta să fie arestat, după cum v-am spus. Avem câteva mărturii că la un moment dat, văzând că au fost arestați câțiva episcopi, se aștepta și el să fie arestat și i-a spus unui colaborator al său, haide să ne rugăm, cel puțin dacă vin în noaptea asta să ne găsească în rugăciune, să ne aresteze din biserică, nu de oriunde. Este dus la Jilava în iunie 1950. În mai. 1950. Acolo, la Jilava, era un director bine cunoscut prin teroarea sa, pe vremea aceea, Moromete, îi spuneau, care nu știa decât să înjure, să-i facă pe toți bandiți, să-i jignească și să-i umilească pe cei care erau închiși. Tocmai într-un asemenea context avem o mărturie că la Jilava a fost aruncat într-o celulă unde erau mai mulți oameni deținuți și ei gol și el a zis, sunt episcopul Durcoviș, dați-mi ceva să mă îmbrac. Și i-au dat fiecare o pătură și unul dintre deținuți dă mărturie că noaptea aceea le-a vorbit lor, le-a dat curaj oamenilor de acolo și printre altele le-a spus, duceți crucea cu răbdare, crucea Mântuitorului, căci va veni timpuri mai bune și pentru acest mult încercat popor. După Jilava a fost dus la 18 septembrie la Sighetul Marmației. O închisoare de la Sighet recunoscută pentru duritate și pentru faptul că acolo ar fi fost încarcerată elita interbelică. Elita, exact, elita. Acolo erau politicienii, acolo erau episcopii greco-catolici, acolo erau preoți arestați. Și acolo ajunge și episcopul Anton Durcovici. Aici avem o mărturie a unui coleg de celulă cu el, care a scăpat de infernul acela și a scris ce a pătimit în închisoare și cum l-a întâlnit pe episcopul Anton Durcovici. Cele scrise, memoriile lui, au încăput pe mâna securității și așa a ajuns la noi documentul acela, spunem că e fericit, pentru că altfel nu știu dacă ajungea la noi și știm cum s-au petrecut lucrurile în celulă. Printre altele, episcopul era tot mai bolnav, stomacul nu-i mai permitea mâncare, a cerut mâncare de regim, dar ce regim în închisoare? A cerut medicație. Avea deja peste 60 de ani. Da, medicație nu se oferea. Dar venind o comisie, la un moment dat i s-a dat o sticluță cu vin tonic. Au cercetat-o cei din celulă, că erau preoți acolo și au spus, putem să facem liturghia cu vinul acesta și cu pâinea pe care ne-o dau ei. Și așa au făcut șase liturghii, pregătindu-se, dacă vreți, pentru momentul final, pentru moarte. Tot de acolo citim că au făcut meditații, s-au rugat în celulă și așa au putut să reziste, pentru că dacă nu aveai forța, nu-ți găseai forța în rugăciune, riscai ceea ce s-a întâmplat cu mulți dintre cei de acolo de la Sighet și au pus capăt zilelor sau pur și simplu au deraiat, au nebunit. Rugăciunea le-a dat putere cumva să ducă momentele acelea înainte. Să-și păstreze verticalitatea, așa cum spuneați. Și să-și păstreze verticalitatea. Sigur, și în anchetă, și asta poate era important de spus, i s-a cerut să colaboreze, i s-a cerut să renunțe. Regimul i-a oferit, să spunem, o împăcare dacă ar colabora. Și să renunțe la legăturile cu papa, pentru ca să-și ducă guvernul comunist planul înainte de a face o biserică catolică națională. Dar cum să faci o biserică catolică națională, cum să accepți lucrul acesta? Pentru că e caracteristic bisericii catolice să fie universală și să aibă legătura aceasta cu papa. La mijlocul lui noiembrie 1951, devenind tot mai bolnav, acolo era unul care conducea închisoarea, director închisorii, numit Vasile Ciolpan. A murit între timp. Sperăm că s-a împăcat cu Dumnezeu înainte de a fi murit. Tragem speranța aceasta. L-a izolat. A spus, este bolnav, îl ducem la spital. Spitalul însemna pentru ei o celulă izolată,
unde erai lăsat să mori singur. Acolo, în celula aceasta, a fost aruncat Anton Durcovici. Nu mai putea să fie hrănit, nici el nu se mai putea hrăni. Era și un geam spart, pentru că știm asta de la cei care lucrau, preoții care măturau prin față și care mai puteau să vorbească cu deținuții de dincolo de ușă. Și la un moment dat, un fost colaborator al său, Rafael Friedrich, un preot, l-a întrebat în latinește, au discutat puțin în latinește și el a spus: sunt episcopul Durcovici, mor de foame și de frig, dăm deslegarea. I-a dat deslegarea și ne spune acest preot care a rezistat prigoanei acestea comuniste, a mărturisit preotul că după lucrul acesta, la puțină vreme, a murit în acea în decembrie. Celulă. 10 decembrie 1951. Spuneați despre faptul că nu a dorit să facă deloc compromis, iar până la urmă cu regimul, acest lucru chiar i-a dus moartea și ați povestit deja despre vremurile extrem de grele când a activat. Toate aceste lucruri au cântărit foarte greu în dosarul de beatificare. Sigur, s-a făcut o cercetare serioasă, de aceea a durat și atâția ani. A fost mai întâi o fază diecezană în care s-au adunat documentele, s-a stat de vorbă cu martorii, s-a căutat aceste dosare de la securitate, după cum știm, CNSAS-ul s-a deschis mai târziu și de asta a durat foarte mult faza aceasta diecezană de adunare a documentelor. Iar apoi a început faza romană, când dosarele au plecat de aici, din Iași, s-au dus la Roma. Acolo s-au creat diverse comisii, documentele fiind traduse în limbi de circulație, comisii istorice, comisii de teologi, care au cercetat document după document. Pentru că era interesul să înțeleagă de ce a murit episcopul Durcovici. Pentru că mulți au murit în închisorile comuniste, dar mulți au murit pentru politică sau pentru alte motive, ori ca să fie beatificat, ridicat la cinstea altarelor în biserică cineva, este motivul acesta să fi murit pentru credință. Încet, încet am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și pentru toate detaliile pe care ne-ați dat despre beatificarea lui Anton Durcovici, care va avea loc pe 17 mai, deci peste foarte puțin timp, luna viitoare. Mulțumim încă o dată preotul Cornel Cadar, consilier cultural al Episcopiei Romano-Catolice Iași. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii vocileiașului@digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine seara de la ora 19. Acum o ureseară liniștită!